Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, ediție absolut extraordinară în care veți afla secrete ale vedetelor din viața lor și dispuse chiar de cei mai dragi oameni din viața lor, plus câteva declarații senzaționale. Hai să vedem despre ce e vorba. Crăciunul în familia Deliei are suflet de copil și nebunie de artist. Dragilor, de data aceasta vreau să vă surprind și să abordăm cu totul și cu totul altă poveste. Intrăm în povestea Renului, pentru că vin sărbătorii, așa că venim după mine, am surpriză pentru voi. Haideți, repede, repede, repede. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Vrei un Crăciun de poveste? Rămâi cu exclusiv VIP! Oana Turcu și Sorin Stratulat te duc în lumea de bazm a decorațiunilor de vis imediat! Merry Christmas! Yay! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! Acesta este ultimul tatuaj al fiicei lui Liviu Vârciu. Povestea fluturilor în viața frumoasei adolescente, exclusiv pentru Cristi Brancu. Carmina Teiceanu Vârciu, pentru prima oară într-un platou TV, chiar acum la Exclusiv VIP. Doamnelor și domnilor, o ediție foarte frumoasă. Trebuie doar să stați alături de noi să vedeți povești adevărate, frumoase, spectaculoase. Pe domnul Vârciu-l cunoașteți, pare a fi o carte deschisă. Dar vedeți, Dumnezeu în viața i-a dat lui Liviu Vârciu, la o vârstă foarte fragedă, o minune. Această minune între timp a devenit mai mare, mai mare. Probabil că de asta îi se deschid atâtea drumuri. Secretele minunii lui Liviu Vârciu chiar acum, pentru că la un moment dat îngerul își scrie pe corp tot ceea ce simte și Liviu Vârciu simte mai departe. Doamnelor și domnilor, fica lui Liviu, Carmina. Bun găsit! Bun găsit, Carmina, să rămână, bine ai venit! O fată absolut extra! Ce faci, Carmina? Bine, am ajuns! Zici? Pe grabă, da, toate bune. Hai, să stau lângă tine aici. Stăm împreună cu Carmina, doamnelor și domnilor. Carmina este o fată absolut extraordinară. I-am urmărit parcursul de când era mică. Iată, a crescut, este o fată foarte, foarte... Câți ani ai, Carmina, scuză-mă? 21 la anul. 21 la anul, doamnelor și domnilor. Liviu Vârciu are fată de 21 de ani, ceea ce este foarte, foarte tare. Tu nu stăteai în București, nu-i așa? Nu, stăteam la Arad cu mama.
și m-am mutat, având în vedere că aici fac facultatea. La ce facultate ești? La jurnalism și științele comunicării. Dai seama, o să aibă un jurnalist profesionist, Liviu, în familie. Și ce vrei să faci ca specializare când o să fii absolventă și licențiată? Îmi place super mult și ideea asta de jurnalist. Da? Dar mai mult mă acces pe comunicarea și relații publice, adică PR, chestii de genul ăsta, în zona aia. Foarte frumos. Bun. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor, să vedem foarte, foarte multe detalii din viața Carminei, detalii care se văd chiar pe corpul ei. După care o să vorbim și despre relația ei specială. Cu mama a avut întotdeauna o relație specială. Și am. Mama este îngerul ei păzitor, mama este cea care a avut grijă de ea, a crescut-o și, într-adevăr, e o persoană cu totul și cu totul special. Vreau să te întreb, când te-ai hotărât să faci un tatuaj și ce înseamnă acest... Colegul! Costi, unde ești, tată? Vină încoace. Acest fluturaș. Vedeți, acest fluturaș are o simbolistică anume. L-am zărit, am sărit pe el pentru că știu eu de ce. Da, deci, mie de mic copil... Când râzi ești toată, Liviu, pe cuvântul meu. Da, mulțumesc mult. Toată ești Liviu, mi se zice. Da. Mi se zice destul de des. Am început mai nou să-mi zică că semăn mai mult și cu mama acum. Semăn cu mama, dar când zâmbești, e zâmbetul lui Liviu. Da. Așa. Deci, mie mi-au plăcut tot timpul tatuajele. De când mă știu, mi-au plăcut. La ce vârstă ai avut primul tatuaj? La 16 ani. Și tăi că tu știa? Cu el am făcut. Ah. Mama nu de știa. De fapt, de ce nu, da. Mama nu știa. Când a aflat, a avut o criză. Așa. A făcut cu inima săraca, nu. A zis că nu e adevărat, că e nebun. A zis că... El e nebun. Da. Că a fost de acord și te-a lăsat. Da. Eu... cum am zis, îmi plăceau foarte mult tatuajele. Și atunci eram la tata, eram în perioadă când eram la tata. Și am zis, vorbeam cu el, că când o să fiu mai mare, o să vreau, chiar mi-ar plăcea să-mi fac un tatuaj. Și a zis, hai să, dacă vrei, să ne facem unul și împreună. Și am zis că da, cum să nu, Doamne. Bună treabă. Și peste 2 sau 3 zile, dacă nu mă înșel, am avut programare, am mers, ne-am făcut tatuajul. Primul și-a tatuaj. Și a făcut și el unul la fel? Da. Acest fluturaș îl are și el? Nu. Ah. Deci eu în total am 6 tatuaje. Ok. Unde este ăla care e comun? Aici. Am înțeles. Îl avem undeva în imagine sau vreți să-mi arăți acum? Îl avem în imagine. Ce formă este? Ca să știm deci, exact. Deci eu am o parte pe mână și se termină cu punctele de suspensie. 3 puncte, puncte, puncte. As long as I'm living. Da, asta e pe mâna mea. Și pe cealaltă e pe mâna lui. Da, care și continuarea. Am observat, da. Nu părea mână de fată până una alta. Nu e, da. N-o fi Liviu Schwarzenegger, dar m-am prins că nu e mâna lui. Adică că e mâna lui. Da. As long as I'm living, deci atâta timp cât trăiesc și la da, el scrie. You will always be my baby. Tu vei fi întotdeauna puiul meu. Puiul meu, da. Foarte exact. Frumos. Și asta a fost primul tatuaj. Aha. Și când asta este. Exact, da. Foarte frumos. Da. Probabil că vroia și mama ta să fie după puncte și să fie și ea. Păi este. Unde este mama? Este, mama este aici. Am și cu mama poză. E o poză? Da, am. Hai că poate avem și fotografie. Poză, dar pot să și arăt. A, bravo, nici n-ar fi rău să vedem și noi. Așa, she gave me life. She gave ea me mi-a life. Dat viață. Tot așa, cu puncte. Așa, și la mama ce scrie? She gave me a reason to live. Adică tu ești motivul ei de a trăi. Da, exact. Wow, ce tare. Și am făcut pe amândoi. Și aici ce este? Deci aici mine... a încercat omul ăla cu aparatul. A încercat să... Nu. Este o tornadă. Pentru că... Eu am considerat că temperamentul... Eu sunt așa puțin mai... Uneori stau prost cu nervii, dar am pe cine să mă știnesc. Adică mai temperamentală. Sunt mai temperamentală, okay. Exact. Și atunci, mie mi-au plăcut tot timpul tornadele și eram super fascinată când mă uitam pe National Geographic sau pe ceva. Vedeam cu vreme, cu tornadă. Când era vâș, era da, bine. Da. Și am zis, mamă, mie îmi place tatuajul ăsta, îmi place simbolul ăsta. Da. Și pentru mine a fost special, l-am făcut fix după ce mi-am luat permisul de conducere, dacă nu mă înșel. La ce vârstă? La 18. Ok. Și, da, mai am. Da, așa, o secundă. Mama ta a avut o problemă cu primul, după aia s-a liniștit, nu? Mama a avut o problemă cu primul pentru că eram puțin cam mică. Aha. Da. Dar după aceea s-a liniștit. Deci okay. De la 18 ani încolo ai avut grijă să... Da. Ai avut voie că ești majoră, teoretic, vaccinată. Da. Și foarte... Bine, ea nici acum nu e foarte ok cu ideea de a mai face tatuaje, dar e oricum urmează să am o programare chiar săptămâna viitoare. Așa, săptămâna viitoare mai
Vrei să faci unul sau de ales un secret? Nu, mai vreau să fac un tatuaj, două de fapt. Am observat că tatuajele tale sunt fine. Avem oameni care au venit aici din cap până în picioare. A venit TJ Miles. Îl întorceai, era o poveste. Citeai trei zile la corpul, ca să zic așa. Nu, mie, cum am spus, îmi plac super mult tatuajele. Și îmi plac și tatuajele mari sau alea pe toată mâna sau pe tot piciorul, dar nu pe mine. Eu nu le-aș vedea pe mine, n-aș putea să-mi fac așa tatuaj, pentru că, nu știu, nu mă reprezintă cumva. Și îți mai spun ceva, din o vârstă pe la 70-80 de ani, în care exact, știi, da. Vezi câte o distinsă doamnă, ca să nu-i zicem altfel, știi? O vezi așa, vârsta și arată la un moment dat o chestie. La un moment dat devine ceva murdar pe picior, și nu. La o vârstă poate să fie într-un fel, dar de la un moment dat le vezi cu câte o fundiță, cu nu știu ce. O mamaie de 70 de ani care are niște fundițe. I am so sexy, băi, mamaie, da. Da, exact, nu. Da. Nu-mi place și înainte să-mi fac vreun tatuaj, mă gândesc super bine, pentru că cum... Așa este. Exact, la fel. Adică e un semn care poate să rămână. Deci că și pe aia când îl scoți... Tot rămâne. Tot rămâne, tot nu? Rămâne. O urmă, ceva pe piele, da. O cicatrice. Aici ce este cu fluturașul? Fluturașul l-am făcut la un salon din București, unde cine dorește să afle, e un salon super fain. Căutați pe rețelele sociale. Da, la mine pe Instagram. Da, exact. Bun. E un fluturaș. Pentru că și tata când și-a făcut tatuajul cu numele meu, i-am zis să-și facă un fluturaș la sfârșitul numelui, pentru că mie îmi plac super mult fluturii. Așa, că de ce? Cu toții știm că teoretic ei trăiesc o zi. Da. Și sunt... Mie îmi inspiră cumva curaj fluturașii, fluturii în frumos. General. Și atunci eu când m-am mutat... Frumoasă. Da. Eu când m-am mutat la București, am ajuns să fiu singură, fără mama... Cu tata, da, cu tata așa, că și el e ocupat. La 16 ani sau mai târziu? Nu, acum, acum. 20. Am înțeles. Când am venit la facultate. Și cum am mutat singură, am zis că... Tu nu stai acum cu tata? Nu, stau singură. Așa. Singură, gătesc, calc, fac... E mai bine așa? E... Tot timpul am vrut să stau singură, da? Deci tot timpul mi-am dorit, până când am ajuns să văd ce înseamnă să stai singur. Pentru mine nu e o problemă cu gătitul sau cu mâncarea, cu spălatul sau așa, că îmi gătesc, îmi place super mult să gătesc, e o pasiune. Așa? Dar așa, când ajungi acasă și nu-i nimeni, numai peștele, că am un peștișor. Cum îl cheamă? Așa, tot. Am înțeles. Da. Ok. E numai așa mai special. Da. Dar e frumos și atunci am zis că eu am dat, mi-am dovedit mie că am avut curajul necesar să trec prin toate etapele astea care mă responsabilizează mai mult decât credeam că o să o facă. Și am zis că îmi tatuez un fluturaș, că pentru mine e important. Și de asta mi-am tatuat, da. E curajul fluturașului, este cel pe care l-ai avut și tu. Da. Mai e vreunul pe care nu știm, vreun tatuaj? Da, mai am... Hai, uite aici, mai e ceva. Ce e acolo? Deci nu-ți dă de 7 și nici păsări. Este aici, numărul aici, meu... Aici o cicatrice, mă rog. Da, cicatricea, poveste super lungă cu ea. Am... Ăsta e numărul 22 scris în arabă. Aha. Pentru că 22 e numărul meu norocos de când mă știu. Pe cuvântul tot timpul, tău. Da, m-a de urmărit. Ce ai făcut tu pe 22 deci sau ce s-a întâmplat când era 22? Sau nu mai țin minte exact că am făcut ceva pe o dată cu 22, dar 22. Tot timpul m-a urmărit 22, nu știu. Când sunt în trafic, nu știu, dau un exemplu. În afară de mașini cu număr de matriculare 22, mai multe decât ar trebui să văd într-o zi, nu văd. De exemplu, și când eram mică, tot vedeam 22 ora, mă uitam... Ora 22 sau minută 22 în continuu, așa constant, dar parcă era așa... Ți-ai făcut vreodată numerologic calculul să vezi că poate ai legătură cu acest 22? Nu mi-am făcut. Nu? Dar bună idee, cred că știu ce fac. Hai să vedem acum. Deci spune-mi în ce dată ești născută? În 8-a 2002. 2002, 22... Teoretic ar fi 8 cumva, pentru că se ia cu numărul de 8 la... plus 5, 13... Da. Plus 4, 17, 8. Deci știi că stai bine cu banii, că în general... Da, asta mi s-a mai zis, stai, știu. Bine cu banii. Da. Deci 8 e. Deci nu prea am cine știe ce mare relevanță cu 22, dar pentru mine a fost ceva. Simți acolo. Simți că un tatuaj ți-a... Adică a fost ca un porbonor, adică ți-a adus noroc la un moment dat? Sau ți-a fost mai bine odată cu apariția lui? Eu consider că toate. Bravo, foarte bine.
Tatăl tău a fost mereu de acord să-ți faci tatuaje? Bănuiesc că nu ți-a spus niciodată nu. Nu mi-a spus niciodată nu. Da? A fost de acord, mi-a spus doar să am grijă ce-mi fac pentru că rămâne pe viață și să nu cumva îl regret după aceea, pentru că da, mai sunt și cazuri din astea. Dar asta a fost ok. Mama, la mama e frică să nu mă umplu de tatuaje din cap până în picioare, dar tot îi zic, mamă, nu există la mine, nu Bravo. Există așa ceva. Bravo. De cicatrice vrei să vorbim sau nu? Putem să vorbim. Dar ce s-a întâmplat? Da, e super interesant și super amuzant în același timp. Eram în clasa a treia. Wow. Da, eram micuță. Eram în clasa a treia și eram la o prietenă de-a mea acasă. Mama ei este lucra la spital și tatăl ei era plecat de acasă cu jobul. Așa. Și noi am rămas singuri acasă. Și atunci cum am rămas singură acasă, mi-a zis, hai când ești cam cu păpușile, cum fac copiii? Da. Da, normal. Clasa 3. Și ea, da, exact. Și ea avea la, în intrare la casă, o ușă mare din sticlă și la intrarea în dormitorul ei avea tot așa o ușă din lemn și avea o sticlă în mijloc. Și atunci eu cum eram puțin mai... Tornat așa. Mai tornat așa, exact. Am zis că mă duc să duc păpușa la coafor. Coaforul era la baie, logic. Așa. Și era... Aici era camera ei, acolo era baie. Erau fix vis-a-vis, fix față-n față. Și atunci eu am mers la baie, am spălat păpușa pe cap, mi-am făcut ca la salon. Și când m-am întors, mă duc înapoi în cameră, să iau cealaltă păpușă, să duc la coafor, țopăiam. Știți cum țopăie copiii, tra-la-la, dintr-un picior în altul. Și... Și m-am împiedicat cumva și am intrat în geam. Am sărit cu mâna. Mamă, dacă ți-a rămas cicatrice. Mi-a rămas cicatrice, am și pe gât undeva, dar nu se mai vede. Și a fost așa, dar oricum, nu m-am speriat, pentru că prima mea reacție a fost să râd. Deci tu când, așa ești tu? Deci da. Când, da? Ești da. Foarte curajoasă. Nu știu ce am. Cu cine semeni? Nu știu, pentru că dacă Doamne ferește... Parcă nu-i chiar așa, nu? Nu. Dimpotrivă. Tornadă și el, mai rău, vârtești, tot ce-i fulgere. Când se întâmplă ceva rău, sau nu știu, se întâmplă ceva, deci instinctual, mie prima oară vine să râd. Nu știu ce problemă am, dar râd. Și atunci am râs. Și prietena asta mea a ieșit din casă cu ajutor, cu țipăte, cu strigăt. Eu eram acolo, râdeam. În sânge. În sânge. Vedeam că îmi curge sânge de undeva, dar nu știam de unde. Vedeam că pierd cam mult. Eram, nu puteam să fac nimic cu mâna, nici am trecut și peste asta, nu m-am cusut pentru că mi-a fost frică, mama a vrut să mă duc, am adus la spital, am făcut tot felul de bla bla bla, deși mama... Și rana aia s-a închis pur și simplu? S-a închis pur și simplu așa. De ce n-ai vrut să te coasă? Mi-a fost frică, mi-a fost super frică. De asta frică. Ți era frică? De tatuaje și de alte chestii nu. Și încă o mică chestie interesantă, să vedeți ce mare e conexiunea dintre mamă și fiică, dar în general, așa, peste tot. Mama tot voia să mă ia acasă în ziua aia. Insista la... A simțit ceva. A insistat Patricie, că așa o cheamă prietena mea, a vorbit cu tatăl ei, a insistat, a zis că o iau pe Carmina acasă să mergem nu știu unde și am zis că nu, că mai vreau să stau, că ne jucăm, că tot e bine și frumoase, că o să mâncăm cartofi prăjiți sau ce mâncăm. Și a simțit. Și seara când a venit după mine și eram bandajată deja, că mama prietenei mele era la spital, a mers, mi-au scos cioburile din mână, eram bandajată, a zis că... Acolo. Moare. Da. Cred. Da, repet, o mamă extrem de atașată de Carmina, povestea mamei este fructul, adică ea este fructul unei iubiri foarte spectaculoase, pe care după aceea mama a dus-o mai departe și a crescut-o foarte frumos pe Carmina. Carmina se înțelege foarte bine cu Livia, acum că toate că au crescut. Mă, cum e ca tată? Eu îl știu, el e personaj, dar cum e el ca tată? La fel. Adică cum? E un personaj. Am mai zis, uneori parcă nu e tata. Adică cum? Parcă e, nu știu, un fratele dată... meu mai mare. Adică? Adică are... N-are nimic paternal, așa să zică, eu zic aia, adică e ca tine. Nu, e deschis la orice, râdem, glumim, ce ne trece prin cap aia facem. Știi că, uite, avem niște poze foarte frumoase cu voi aici, da? Foarte frumoase. Și câți ani aveai aici? Ce vorbiți, doamnelor și domnilor? Acesta e momentul în care, foarte aproape de momentul venirii pe lume a Carminei, foarte frumos. Așa, avem, dacă vrei să spui câte ceva despre fiecare imagine, uite, avem aici. De ce ți-au aminte imaginea asta? Sincer? Da. De vremuri frumoase, mai mult nu știu, că eram mică și eu cam stau cam prost cu memoria, dar știu că tot timp, mie tot...
Deci tot timpul când eram împreună cu mama și cu tata, pentru că atunci când eram mică aveam așa o problemă foarte mare cu mama, tata împreună, Pentru că Liviu avea treabă și n-a fost foarte mult alături de voi. Exact. A fost situația asta mai... Așa. Aiurea, dar... S-a rezolvat până la urmă, dar începutul a fost mai greu, după aia lucrurile s-au reglementat. Au fost momente frumoase și oricum le țin minte cam pe majoritatea. Înțeleg. Când, da. Adică a pentru tine, când vezi asta, e o senzație de fericire, pentru că erați toți trei, nu? Da, pentru interesant. Că știu că indiferent de ce a fost, odată a fost bine și frumos și chiar dacă acum nu mai e, acum e bine și frumos... Acum e altfel. Acum e altfel, dar e bine. Vârstă, și... Da, exact. Toată lumea a ajuns, toată lumea la maturitate și tu și tata, și Liviu a ajuns la maturitate exact, până la urmă, vorba aia, are trei copii și da. s-a ajuns la un echilibru. Liviu și îi merge bine, uite, de atâția ani de zile lucrează în televiziune cu succes. Da. Ce faceți, dragă? Împărțeați o sticlă aici? Împărțeam o sticlă de apă, da. Ne era sete la amândoi. Aute-l pe al nostru la busul gol, pericol real. Tânăr și neliniștit. Mergem mai departe, hai să vedem ce fotografii mai avem. Aici, în studio, foarte frumos. Acum cât? Un an, doi? Cât e asta? 7 ani, aproximativ. Dar nu mai știu ce emisiune era. A, la Te cunosc de undeva. Da. Foarte frumos. Da. Mai departe, hai să mai vedem. Aici am fost la cinema, la da, film, toți trei. Ce drăguț. Da. Bravo, mai avem încă vreo două fotografii, după care mai avem câteva povești interesante cu Carmina și Liviu. Asta e o fotografie foarte frumoasă cu tine și cu mama ta, foarte mulțumesc. Frumoasă la rândul ei, mama. Foarte da, frumos, mulțumesc. Da, ai început să semeni și cu ea. Da. Și acum puțină pauză, doamnelor și domnilor, și mai povestim cu Carmina. Doamnelor și domnilor, ea este Carmina, o parte destul de mare din sufletul lui Liviu Vârciu, având în vedere că o și cheamă Vârciu, un buletin, da? Nu. Nu te cheamă Vârciu? Nu. Nu, că acolo când a fost prezentarea, Teiceanu Vârciu, am crezut că atunci numai cu numele mamei tale, da? Cu numele mamei. Bun. Foarte bine, dar cine știe, într-o bună zi se hotărăște, e greu de crezut că mai poate găsi un alt Vârciu care să nu fie rudă cu ea în lumea asta ca să căsătorească cu el. Dar mergem mai departe, pe de altă parte mă gândeam așa în timp ce vorbeam cu tine că mai există oameni care își pun tatuaje legate de dragoste, de iubire. Și vreau să te întreb, am aflat chiar mai devreme că ea voia să țină sub semnul discreției ideea că este îndrăgostită, așa cum sunt fetele în ziua de astăzi. Ce cine credeți voi că a ajutat Universul să se afle că ea are un iubit? Tata. Extraordinar! Dar nu l-aș cunoaște de n-am fi fost colegi. Bun, adică a făcut o postare, nu? Da. Și ce ai zis? Mulțumesc foarte frumos. Așa, bun. Acum dacă tot e în fața lumii, spune tu. Ești îndrăgostită? Da. Coleg? Fost coleg, ne știm din clasa 8-a. Wow. Ne știm din clasa 8-a, dar de vreo 3 ani s-a format bula de tot. Foarte frumos. Da. Ce drăguță poveste. Frumos. Bun, și el la București aici? Nu, el e acasă la Arad. Adică tu ești cu dragostea la depărtare? Da, depărtare. În momentul ăsta, da. Și de câte ori ajungi la Arad? Tu la sfârșitul săptămânii sau cum? Păi, nu, n-am mai fost acasă din octombrie. Și acum ce faceți? Când pe telefon, de ziua te lui, iubesc, da, din astea. Da. Aia e treaba. Nu e ușor. Dar mi-a mai făcut surpriza, a mai venit și el la mine. Păi, clar. Și așa acum trebuie. De sărbători mă duc și eu acasă. Bravo, foarte frumos. Asta e bine. Eram curios cum reacționează. Știi că știm cum sunt mamele de băiat, dar tații de fete cum sunt? Adică atunci când domnul Liviu a aflat că de 3 ani s-a format bula, cum a reacționat? Ia să văd, vezi mă, fata mea, că băieții sunt așa, că dacă n-a trecut el pe multe, n-a trecut nimeni, ca să zic exact, așa. Da. Are Liviu niște povești, pe multe le știți, da. Păi, cum am zis, din clasa 8-a, eu l-am chemat pe tata la banchet. Ia. Yeah. Da. Și atunci s-au cunoscut. I-am zis, uite, tati. El este. Etică, da, el e. Bine, în clasa 8-a
Era de vreme și pentru era... gustul meu, dar na, acum am îmbătrânit și cu taică, așa. Și... așa? Și am făcut cunoștință și cum anii au trecut, tata cel mai probabil a uitat, adică a zis că e ceva așa de copii. Da. Cum și cred că colo? Da. Și când colo după acum 2 ani, 3 ani, când 18 am ani, cum ar fi, da? Da. Așa. Când mai vorbeam și noi, m-a întrebat cum ești cu dragostea, cum nu știu ce bla bla. Cum mai mă întreabă da. El? Da. Îl știi pe da, am zis, mai știi, mai ții tu minte când ai fost tu cu mine la mine la banchet și ți-am făcut eu cunoștință cu un cunoștință băiat? Cu un băiat? Da. Nu-mi zi. Ba da. Cam așa. Ba da. Este, știi că era un film cu Sandra Bullock acum 20 ceva de ani foarte cunoscut, se numea While You Were Sleeping. Știi ce se întâmpla în timp ce un om da, era da. Așa și Liviu, că în timp ce Liviu dormea, Carmina din clasa 8-a a stat, a povestit, au fost prieteni până când a venit momentul și s-au au crescut și ei, au devenit iubiți. Dar Liviu n-a știut că tu ai avut tot timpul ăsta de fapt tu. Na. Da. Anyone. Și a fost ok, a fost ok și cu mama și cu tata. Da? Că... băiatul. Da. Înseamnă că e băiat bun. Da. Bravo. E... foarte frumos, doamnelor și domnilor. Sunt curios ce a zis Liviu, care și ne apropiem de final, ca să zic așa. Ce a zis Liviu când a aflat că vrei să te faci jurnalist? Și pentru că el cu ziariști în general a avut o viață, cum să zic eu, interesantă. Ca da. Să nu spun altfel, adică o relație de love and hate, care e din când în când love, că în rest, pentru că el a fost, fiind celebru de foarte tânăr, din momentul în care era la LA, el a fost o țintă, mereu a fost o țintă, da. Nu zic că n-a dat și el ocazia unor, unor povești epice, dar dincolo de treaba asta, Liviu n-a fost foarte fericit de această zonă de medii. Și când a aflat, ce vrei să te, și ce vrei să te faci, fata mea, ziarist? Sau cum a fost? Nu, a fost fix contrariu, pentru că... Na, poftim. Da. Deci mi-a zis, dacă asta vrei, bravo. Asta îți place. Un om înțelept. Am mai zis că și dacă voiam să mă fac doctor, care n-am nicio... Am observat, dacă nu te-au cusut, înseamnă că ai tu o problemă. Nu, n-am, nu, ok. Da, tu te fă-te doctor. Vedem ce și cum o fi pe parcurs, ce o să ajung eu din acel doctor. Dar m-a susținut, la fel și mama. Ei sunt bravo. Cei mai buni prieteni. Până să fie părinți, sunt cei mai buni prieteni. Așa fac și cu mama, îi zic, acum vreau să vorbim ca cele mai bune prietene. Exact. Și după aia, dacă vrei tu, vorbim ca mamă-fică. La fel și cu tata. Foarte frumos. Deci, doamnelor și domnilor, după cum vedeți, Liviu a ajuns la momentul în care, și iată, o avem o ultimă întrebare, între timp, numărul fraților tăi s-a mărit spectaculos. Nici nu credeam că da. Va ajunge la trei, veți, va ajunge Liviu la trei copii, adică pe tine știu povestea de mică, știam povestea cu Anda, primul copil, după care Liviu a dat, băga cheia în contact, nu s-a oprit. Ca nu să s-a zic oprit. Și cum te înțelegi cu ei? Mă înțeleg bine, sunt și mici, nu prea conștientizează ei în momentul de față, dar sunt super drăgălași. Eu tot timpul mi-am dorit să am ori un frate, ori o soră, mai mic sau mai mare, nu conta, numai să am acolo da. Ceva. Iată. Și uite că am avut, puțin mai târziu decât m-aș fi așteptat eu să am, dar e frumos, oricum copiii sunt o binecuvântare, deci... Deși tu, din cât se pare, o să fii o mamă bună. Oh, da. Cred că ai avut și un model, adică probabil că te-a inspirat clar. Și felul deci în mama care... și tata, dar mama, având în vedere că m-a crescut singură și știu ce a însemnat chestia asta pentru ea. Absolut. Și a fost foarte greu, pentru mine a fost... top 1, numărul 1. Da, tu ai fost mereu. Pentru cine eu vorbesc și vorbesc acum, cum să spun, cu detașarea timpului, apropo de povesti, tu ai fost un copil iubit și extrem de iubit și da. De mama și de Liviu în etapele vieții lui, în felul lui, până când a ajuns la vârsta la care, uite, are o relație armonioasă cu Anda, a văzut că, iată, Anda este alături de el și la bine și la greu, ceea ce nu-i puțin lucru, că în viața asta trădea te așteaptă la colțul exact. Locului, așa că este foarte frumos. Da. Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Să ajung acasă. Atât îmi doresc. Nimic da? Altceva. Să ajung acasă. Să ajungi acasă? Da. Da. Doamnelor, de ce? E un cadou așa de scump?
Pentru mine sentimental. Vreau doar să fiu acasă de Crăciun, în rest, Moș Crăciun are grijă, Moș. Ce... Exact. Da. Și că da. Nu-i spunem noi lui Moș ce trebuie să facă, care el oamenii lui. Da. Da. Carmina, stai aici, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acum trebuie eu să fac legătura la următorul material. Mi-a plăcut foarte mult de Carmina. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun lucrul următor. Așa săptămână n-am avut în viața mea nici eu, nici emisiunea Exclusiv VIP, pentru că după premiul de luni pe care l-am luat la Gala Celebrităților, aseară, celebra gală I Success. De data asta a fost la București, a mai fost la Monte Carlo, a fost la Dubai, a considerat că cea mai se cuvine un premiu de excelență pentru cea mai dinamică, cel mai dinamic show de televiziune, Exclusiv VIP. Prin urmare, aseară, în fața unei asistențe extrem de spectaculoase, am primit acest premiu. Sunt foarte, foarte bucuros. Haideți să vedem câteva imagini de acolo, nu numai cu noi, ci și cu alți premiați senzaționali. Care
n-ai succes. Vă doresc un an foarte bun, în 2023 mai liniștit, că 2022 ăsta a fost cam complicat pentru toată planeta și noi, mă scuzați, pe acolo. Prin urmare, dacă show-ul meu este dinamic, este datorită vouă celor care îl urmăriți. Vouă vă mulțumesc! O seară frumoasă, un Crăciun fericit, să ne te ajute Dumnezeu să fim bine, în primul rând, aici. Și tu ai succes. Mulțumesc foarte mult! Felicitări, Cristi! Mulțumesc! Mulțumesc vouă celor care sunteți acasă. Încă un premiu săptămâna asta pentru voi, pentru noi. Sunt convins că împreună în 2023 o să fim și mai tari. Să ne ajute Dumnezeu să avem emoție, subiecte. Voi sunteți aici, exclusiv VIP. O nouă zi, un nou premiu. Cristi, ți-a făcut o dedicație foarte frumoasă, că ești îngerul lui Păstor. Ce părere ai? Da, e atât de real ceea ce spune și o simt în fiecare clipă și el pentru mine la fel, și simt efectiv că toată așteptarea mea, pentru că noi ne-am cunoscut foarte târziu, noi spunem câți ani aveam când ne-am cunoscut? Da, da? Câți trebuie? Avem peste 30 de ani, cu mult peste 30. Așteptarea și e sfatul meu pentru toți cei care se uită acum la noi să nu se grăbească, ci doar când simt și simt așa de sus că vine el sau ea, atunci să facă pasul. Te iubesc! Să ajung acasă și să te iubesc. Toate stelele întâlnite ieri în calea mea. Mulțumim pentru mesajele frumoase. Vreau să salut printre în distribuția premiilor aseară a fost și vreau să-l salut pe doctorul Bogdan Furtună, care este managerul Spitalului Colțea, unul dintre cei mai tineri și mai valoroși manageri de spital din România, pe care îl salut și îl felicit pentru modul în care a schimbat istoria acestui spital. Pe de altă parte, tot Bogdan a fost întrebat aseară cum s-a hotărât să fie doctor și a spus: am o fotografie la 3 ani pe uliță cu un stetoscop de gât. O să-l mai vedem pe domnul doctor anul viitor, pentru că este într-adevăr un om pe care merită să-l vedeți. Felicitări, Bogdane! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor! Acum e momentul să trecem la modă! Avem cronica de modă, tăblițele sunt pregătite, notele așișderea, prin urmare, Andreea Simona și Alin Gălățescu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bun găsit. Astăzi ne-a dat doar jumate de... Astăzi sunt pe jumătate scurtă, da? Deci știu că v-am obișnuit. Așa e acum, știi că acum nu știi exact cât costă, care e prețul petrolului și atunci preventiv stai numai jumătate de rochie, că poate ai nevoie de toată. Poate ai nevoie, dacă ai nevoie, poate. Știi, și de, ți-ai mai făcut o fustiță? Știi, depinde din ce punct de vedere privești. Ori acolo, ori acolo. Da? Eu i-am spus să decidă ce picior ține deasupra. Da. Mult pe ce picior dansăm, cum se spunea pe vremuri. E un joc interesant, așa cum îl... Te-ai așezat, poți să stai? Sigur că da. Ne-am descurcat instant. Poate să stai acum, este mult mai... Da. Să fie primit. Doamnelor și domnilor, hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Felicitări, Cristi, apropo. Felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc, cu drag. E orice premiu binevenit. Și chiar s-au întâmplat lucruri. Adică a fost o perioadă în care e o nebunie a evenimentelor. Da. Ce mi s-a părut interesant și poate să discutăm, și văd că avem deja câteva cadre, a fost un raport între Gala Luxury, da, și Gala L, care e un gen de... Dacă Luxury era convențional, acel idee de lux convențional, da, era cam ca rochia ei. Ca rochia ei. Dacă erau ambele lungi, era Luxury. Dacă e jumătate lungă, jumătate scurt, era la L. Așa. Pentru că în L era un gen de lux cu un twist. Da. Bine, au avut și tematica de așa. Și negativ. Au avut tematica de așa natură. Și tematica i-au forțat un pic. Ei s-au avut un gen de discuție de gen. Da. Că au mers pe reinventarea costumului. Și așa, erau niște băieți acolo care l-au reinventat cam strani, așa. Erau și niște băieți cu niște machiaje ciudate, cu niște umeri dezgoliți, da, și nu știu. Mă rog, reinventase destul de nefericit. Și am avut aseară surpriza celei care mă ajută pe mine foarte mult la show-uri, Manuela Holban, care e o foarte bun makeup artist și o știe foarte bine, și Andreea, da, că am avut alte proiecte, da, care ieri ne-a avut un venisaj extraordinar, dar de pictură. Și am văzut altă față a luxului
lui de asta dată, foarte urban. Foarte frumos. Foarte, în care însă ne-a arătat că e nu numai un makeup artist de film, Manuela, de fashion, ci și un pictor. Bun. Ce avem aici? Un premiat, două fete, Alina și Carmen, nu? Da, Carmen Ținuta. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan. Și Carmen Grebenișan. Din totdeauna le confundam, le confund. Da, și oricum avem tendința să le asociem. Să le asociem de oricum, pentru că sunt destul de bine pe Carmen și nu mai confund cu Alina. Da, da, bine, ca la gemene, care se par identice până când nu dai seama că n-au chiar nimic în comun. Nu știu cum naibile mă dai că amesteca. Amândouă fetele s-au încadrat în tematică foarte, foarte bine. Interesant, bine? Foarte bine, da. Și Carmen, care a purtat o rochie cumva cu acea tăietură și se duce fix în zona care trebuie a evenimentului în sine, da? Și Alina la fel a avut bine. Un oversize, un tuxedo oversize care a pus-o foarte bine în valoare, un corset din piele, pantalon scurt, corpul impecabil și bineînțeles alături de soțul ei care a fost și premiant, din ce se vede. Da, este soțul da. Ei, da. Bravo. Și atunci fetele au fost foarte ok. Da, hairstylist. Bravo. Da, să fie primit. Okay. Da. Foarte pe tematică și foarte... Foarte pe tematică. Mi se pare interesantă rochia ei care pare de gală, cu o tăietură spectaculoasă și cu bocanci în picioare. Și care oferă fix acea notă un pic office style datorită croiului rochiei. Am înțeles. Tocmai acest lucru o aducem. Povestea asta cu rochie cu bocanci, mie mi se pare clișeatică. Deja e răsuflată și m-am plictisit de ea personal. Ideea de fund clean de ei, așa, doar aparența de fund, mi se pare interesantă. Look-ul ăsta de Heidi n-are nicio legătură cu rochia și cu bocancii, dar e drăgălașă și cu obrăjorii așa, te aștept puțin să mugească o văcuță în spatele ei, neapărat poate să fie și roșie sau galbenă. La Alina mi se pare că e un pic forțează pe zona asta de lipsa sprâncenilor. Era și Corina Sucarov, care e un DJ extraordinar acolo, prin ce tocuri gigant și tot cu niște sprâncene asumate ca dispărute spre stilul McQueen. Da? Mi se pare foarte grafică, dar nejustificată din punct de vedere al personajului. Da, uite, dacă stai și te gândești în serenitate, am avut-o pe Julia Fox recent la câteva evenimente care a mers cu efectiv cu acele cozi foarte alungite și extraordinar de negre. Nu, și atunci, nu vrem de machiaj, vorbeam de sprâncene. E un trend s-a creat din absența sprâncenelor, dar... mi se pare foarte grafică. Dar nu se pliază pe personaj foarte bine. Îmi place corsetul, e în stilul tău, blonde, cumva, nu știu. Bă, nu, pantalonii sunt de la noi, dar da? Corsetul, foarte interesant. Note. N-am văzut smoking-ul. Pentru note. Dacă tu zici că Andreea, mulțumită mai degrabă de ce a văzut. Alin ne-a trecut puțin prin pășune. Eu sunt pentru că fetele sunt foarte cool. Pe mine... Da, mi se pare cool. Hai, notele. Dar trebuie să dăm două note. Dăm două sau... note. Hai să vedem două note. Ok. Așa, imediat o să vedem și alte ținute. O să vedeți o ținută a săptămânii care este absolut fabuloasă. Până atunci, 8 și 7. Pentru 59. Și 7 pentru... De 7 pentru Carmen, 8 pentru Alina. De ce? E foarte drăgălașă, dar nu spune nimic nou. Iar povestea cu bocanci, mi se pare că strică ținuta, nu ajută. Bine, mergem mai departe. Depinde și cum se vede. Dinamis, mergem mai departe. Teoretic n-am fost aici, acolo. Aici ce avem? Andreea. Nu le-am văzut. Da. E Andia aici. Andia care are un tuxedo... Dumnezeule, sunt atât de multe... Da. E aceeași tipă de data trecută cu haina de blană. Care era cu blana între picioare. Albă care i-am și am considerat-o cea mai interesantă. Noi am decis să selectăm această ținută pentru că are un tuxedo senzațional de interesant pe ea. Se pare la gât acolo o rezolvare fabuloasă, dar mi se pare șarful mai degrabă. Nu, e un fel de cravată separată față de acel tuxedo. Cravată, da. Da. Dar acea poleală de brad e șarfă, că uite, iese pe deasupra acolo. Păi da, și e mai lungă așa și vine să fie extraordinar de subțire și de slabă să-ți vină și încălțările. Da, dar și încălțările sunt... Ea e foarte slabă, da. Încălțările sunt iarăși foarte bine alese în contextul look-ului propriu-zis. Dar uitați... Și unește cu zona aia de accesoriu. Și a lăsat deci liberă fața, da, tocmai pentru a-i pune în evidență zona sacoului și make-up-ul care este super, super bine note ales. Și make-up-ul, ok. Și dacă venea cu părul neutralizat, toată povestea aia. Da. Cu toate că ar fi putut să, eu personal, aș fi încercat să-i bag părul dedesubt ca să neutralizez banda aia care, într-adevăr, o bandă de rezolvare pentru eșarf, pentru cravată. Cravata aia, dar care... Așa, notele juriului, doamnelor și domnilor, ia să vedem, 9,5. Bun, mergem mai departe. Am dat mai mult. Da? Ai fost mai darnic.
Nimeni nu-i fac. Ia să vedem aici. Aici este Alina Sorescu. Alina Sorescu, da, care de data aceasta a reținută foarte reușită. Nu i-am mai văzut. Nu e Alina Sorescu. Da, nu pare a fi ea, dar o prinde foarte bine. Foarte mult. Da, da, așa mi-a zis că are foarte multe proiecte. Chiar împreună cu ea am intrat la E într-o Eliwood. Transformare de viață și e de carieră. E un foarte Spanish, o interpretare foarte bună a costumului. E o interpretare cumva semi-etnică, cu pălăria aia de cumva Spanish, cu acele blazoane, cu geanta mică. Mie mi s-a părut foarte și bine. Mai ales că aceste sacouri cu tot felul de imprimeuri pe ele, da, sau e, cu tot felul e brodat, de... Da, e brodat sau par... Nu dau seama dacă sunt ștrasuri de aici sau nu, e broderie propriu-zisă. Nu, sunt s-a uitat, a fost cu modelul... Da, am intrat împreună. Ok, da, e foarte ok. Eu am o rezervă la pantaloni ăștia tăiați în față, dar rezerva mea personală și nu merită ea să fie. Foarte bine și cercei. Și cercei și pălăria. Și pălăria o duce într-o zonă chic, așa, și combinată cu vizita. 9,5. Bă, hai că ce faci, Andrei, mă? Da. Par mult prea simpatic. Ce-i cu tine astăzi? Ia să vedem. Giurcanu, Laura Giurcanu aici. Laura Giurcanu. La fel, a avut o reinterpretare puțin diferită față de celelalte două fete care au fost înaintea ei. Da. Un sacou tăiat cu decupajele acelea pe abdomen, care la fel este bine, un super tendințe. Și nu-mi dau seama dacă e pantalon scurt. E un pantalon scurt, da. Și cu bineînțeles... Dresurile negre masculin. Da. Cu bandă. Cu bandă, da, care îi dă o notă sexy și bine, cumva a scos-o din anonimat. Ce nu-mi place că am văzut foarte multe personaje pe ecuația asta, nu știu de unde. Dar una e mai sus, una e mai jos acolo la decupaj, nu s-ar putea să fie de umbră. Dar și pantofiorii? E posibil să se lase, îți spun eu aici. Ce? Când mergi aceste benzi, există posibilitatea să se lase una, să rămână mai sus, una să coboare. Nu, cred că el se referea la decupajul ăsta. Și la decupaj, dar și banda. Dar și la banda, săraca, rulează. Da. Mai ales că ea să fie foarte mult. Dar nu e un risc de să porți chestia asta? Adică arată ok? Da, este. Crede-mă și îți spui și când. E mediu, pentru că banda are un gen de cauciuc pe spate foarte aderent. Dar nu mai bine eviți. Bine eviți, da. Ca să nu fie... Dar și erau multe care erau așa. Bun. Și Andrei a fost de câteva ori, dar da. Asta cu de la cal la rece, pentru că deformarea plasticului respectiv, foarte interesant. Se contractă siliconul de pe dedesubt și s-ar putea, dacă s-ar putea fixa bine, să rămâi fără. Și a avut silicon. Nu știu, am văzut foarte multe în încercarea asta de reinterpretare și eu înțeleg o chestie. Vrei să faci ceva altfel? Am și zis, altfel cum? Și toți au avut un bloc întreg de produse acest altfel. Tăiem sacou, îl asimetrizăm și îl punem cu fel de fel de chestii. L-am văzut cu pantalon scurs, cum e aici. L-am văzut cu niște o fustă scurtă. L-am văzut în... Ok. Da, trebuie să fie croiul foarte bine executat bine, pentru okay, a ieși ceea ce își doresc ele. Și nu aș putea spune că... 7 și 8, am înțeles, deci nu prea. Oh, opa, a venit Cristalin. Acesta este, cred că, evenimentul Luxury. Asta e la celălalt. Da, la Luxury. Vedeți, și e cu totul alt tip altceva. De... Alt tip de... E Mira aici. Da. Care Mira a optat pentru o rochie într-o formă full brodat. Da, da, da. Și rochia este senzațională. Este una dintre acele rochii făcute și create din broderie. Candelabru. Este impecabilă. Erau să o aresteze ăștia pentru că au crezut că e furat candelabru de la din casa poporului. Da, da, da. Și erau să o scoată de pe ea. Doamne, candelabru. Eu am încercat, am rezistat, am salvat-o. N-am vrut să spun. Bună, bună. Dar au zis, bă, ce au ucis dacă ai văzut candelabrul ăsta, zău, că nu mai plecai de aici. Ok, da. Ar fi luat-o și ar fi zona corsetului, iarăși, este foarte bine lucrată. Eu aș da exemplu această rochie pentru toate amatoarele care aspiră la așa ceva. Anatomic, și atunci, e o rochie etalon. Mi-e place cum se desface în densitatea aia, se desface așa cumva în cristalin, lasă un pic de senzualitate, e cumva prelungită în față, astfel încât să acopere zona inghinală. Frumos. Da. Foarte, nu și stă bine, nu știu, e foarte... Stă bine. Și încălzat. 9,5. Hai că mai avem puțin. Haide, de 3 ori. Ia să vedem ce mai avem aici. O avem pe Monica Bârlădeanu. Exact, o asimetrie din nou. La fel, un sacou, doar că nu se observă aici în fotografie, am văzut pe social media. Sacoul este încrețit puțin aici. Și e singura, singurul la care sunt puțin sceptică, deoarece mărește zona taliei. Nu, în schimb, este senzațional. În sensul că am...
am fost acolo, am făcut părul o grămadă prins, de poze. Da? Și optăm pentru un păr prins în momentul în care vrem să ne punem în evidență trăsăturile feței. Da. Decolteul care este impecabil, și pantalonul, fin, lungimea și clarci, deci e foarte tot trendy. Deci ce vedem aici este un exemplu de impecabil trendy. De la, aha, inel care se potrivește perfect cu geanta aia cu ștrasuri, aha, care e singurul ornament asumat împreună cu ștrasurile asimetrice de asemenea, da, da, a benzilor, da, da, de la pantalon. Asimetria pantalonului, bine, seamănă cu puțin cu mine, dar și nu, umerii care sunt așa, foarte, îmi plac umerii foarte ridicați, da, colierul fin, apropo de brandul pe care îl mai reprezintăm din când în când, părul, deci, arăta bine, super, bine, super, super. Da. Hai să vedem, notă, ia să vedem, 9 cu 9,5, bătaie mare pentru cel mai bun. Iată-o și pe Oana Romană. Dar nu a fost foarte bun. Da. Deci cele două evenimente au arătat clar o evoluție, da, stilistică. Da. Asta aici e de la de luxury. Da, tot de la luxury. Altă vezi un tip clasic aici. Dar Oana la fel. Arată, okay, foarte bine în, okay, full, total black look. Și geanta, dacă ar fi fost și ea pe negru, ar fi fost wow. Geanta nu mă moare, ea e foarte drăgălașă, e în mare formă. A slăbit, e în formă mare. Aș mai fi strâns părul, nu cred că o ajută părul lăsat atât de voltă, îi micșorează din starea de lux al look-ului. Nu mă mor foarte tare după pantofi, ea dă o talpă joasă, ea, părerea mea e că ar fi avut par, nevoie par de un pic toc, de cred că de au un toc de mic. 4 foarte mic, centimetri. Mic. Și cu fundele alea care îi fac picioarele mult prea mari în partea de jos. În schimb, ea e foarte asumată. Foarte adică asumată, da. Pentru asumare 10, pentru ținută... Da. Ia să vedem, aflăm imediat care este ținuta săptămânii. Până atunci însă mai stăm un minut, pentru că avem niște imagini de la Andreea, care a îmbrăcat o vedetă de la Hollywood. Sunt niște ținute de regia, vă rog frumos. Ia să le vedem. Ia să vedem. Da, este vorba despre o vedeți, tipa de culoare cu rochia noastră verde. Vă aduceți aminte? A făcut furori la Hollywood această rochie, nici noi nu ne-am știut. Da, este un serial foarte urmărit în America. Este unul dintre cele mai... Cum se numește? Sisters. Sisters. Da, și e vorba despre... Uite că și scrie. O gașcă de gagici care se susțin foarte mult una pe cealaltă. E vorba despre... Da, despre puterea feminină, despre susținerea reciprocă a fetelor. Și cum o cheamă pe celebritatea care ți-a... Uite, ea e. Ebony Obsidian o cheamă pe tipă. Are un nume mai sofisticat. Este de origine africană, tipa, dar e foarte apreciată. Foarte mișto. Bravo, bravo, Andreea. Felicitări. Foarte interesante imaginile. Bravo, bravo. Rochia spectaculoasă. Ținuta săptămânii, țin minte că era o ținută a lui Heidi Klum absolut nebunească. Trebuie să o vedem. Mi-a trimis-o și mie Aline. Este o nebunie. Hai să vedem. Mai ales că lansarea Avatar. Ieri a fost lansarea oficială a noului Avatar, care este superb. M-am dus cu rezerve. Am fost. M-am dus cu rezerve, pentru că din trailer părea mai degrabă spre desene animate, spre cam aceeași chestie nouă. Hai să vedem ținuta. Ce te-a prins, s-a terminat. Ești răpit total în universul respectiv. Ce fac, ce avatarul, e o minunăție. Da. Până când vedem ținuta foarte, lui Heidi. Foarte interesante structurile mimetice. Au construit atât de bine personajele stranii în emoții umane, încât e wow. Foarte așa tare. Fantastic. Care este cea mai bună ținută a săptămânii, din punctul vostru de vedere? Mira, la mine. Ți-a plăcut Mira? Da. Mi-a plăcut Monica. Monica? Monica, da? Extraordinar. Monica, da? Hai să vedem totuși cu ce s-a îmbrăcat Heidi Klum, că nu apucam în primul și în primul rând că s-a îmbrăcat cu ceva foarte potrivit cu avatarul. Da. Deci a făcut rost de o cascadă. Da. Și asta e fotografia. E o organță atât de fină și pe mătase, cu fir de mătase e clar, că cealaltă ținută femeia asta din tot an. Are 50 straturi ceva de ani. Arată incredibil. Este fabulos. Și e chiar așa, e neprelucrat. Pentru că e, da, și rochia este o nebunie. Eu am găsit poza chiar în seara în care a avut loc premiera, plus am văzut video. Da. Și este spumă, deci rochia aia să o face așa și să pară în mișcare, suprapusă, voluptoasă, da, soft, și în același timp să-și mențină structurile alea, vedem structurile pe șold, structura de umăr. Vă mulțumesc foarte mult, Andreea, Alin. Ne vedem săptămâna viitoare. Ne vedem săptămâna viitoare, ultimul cartuș săptămâna viitoare. Până atunci, Oana a intrat în secretele decorațiunilor de Crăciun împreună cu Sorin Stratulat. Foarte tare! Oana, ce faci?
Am promis, am ajuns acasă la Sorin Stratlat. Aici este casa lui, imaginați-vă. Este casa mea temporară. Sorin, ești regele culorilor. Și știe toată lumea ce combinații faci tu, ce coafiuri, ce toate vedetele vin la Sorin. Programare din păcate, după un an de zile. Da, după un an de zile, cred că aveți șanse. În schimb, el este aici alături de un brad foarte frumos. Și vreau să-mi arăt și să-mi povestești ce înseamnă anul acesta bradul perfect. Să știi că aș vrea să încep... Hai, știi ce vreau să-mi spui? Dacă noi avem acasă bradul de acum un an, de acum doi ani și moda e cu totul alta, ce ne facem noi? Păi, ce soluții avem? Să știi că sunt pro-reciclare. Adică cred că trebuie să ținem cont de lucrurile pe care le avem. Pe de o parte să le păstrăm pe cele care au valoare sentimentală, pentru că avem o grămadă de lucruri de genul acesta. Și am văzut că este un trend la nivelul brazilor și anume să îl împodobești cu ce nu mai vrei să ții și să-l dai cadou. Wow. Și așa se mai poate bucura cineva de lucrurile respective și capătă o nouă viață și poți să creezi real unei familii care poate nu poate să schimbe decorul așa de des cum și-ar dori, poți să-i creezi un moment foarte frumos de Crăciun și tu să te bucuri de noua colecție sau ce de noul trend pe care vrei să-l pui în casa la tine. Ce se poartă anul acesta în materie de brazi, de stil, de culori, de ornamente? Povestește puțin. Să știi că am început pregătirea acestui Crăciun imediat după Crăciunul de anul trecut, pentru că am descoperit și eu că așa se întâmplă trendurile în materie de decorațiuni interioare. Și în materie de decorațiuni. Și în materie de decorațiuni. Deci nu numai în materie de hair și de fashion. Exact. Și aici există niște tendințe și am avut la dispoziție un an de zile ca să văd exact ce se întâmplă și cum se întâmplă. În momentul de față, ce pot să-ți spun foarte clar este că se merge foarte mult pe două culori, indiferent care sunt acele două culori pe care le alegi, dar nu mai mult de două culori, exceptând bradul, care poate să fie un brad natural sau poate să fie un brad artificial, cu zăpadă sau fără zăpadă. Se mai poartă bradul artificial? Să știi că este în creștere bradul artificial, pentru că foarte multă lume dorește o soluție puțin mai sustenabilă, adică preferă să-l folosească câțiva ani de zile și dacă este un brad de bună calitate, în mod sigur va rezista cel puțin 5 ani de zile, totul este să ai unde să-l depozitezi. Corect. Asta este, de fapt, problema. Din bucățele, așa, din... El se montează foarte, foarte ușor, este făcut din două piese mari și după aceea se desfacă individual. Aha. Și să știi că unii dintre ei vin chiar și cu instalația incorporată în el, doar trebuie să-l bagi în priză, nici mai trebuie să o strângi. Și zăpada curge? Și zăpada nu curge, nu se topește, rezistă și la vânt, deci este o zăpadă care ne ajută. De ce ai ales tu genul acesta de decorație? Ce e asta, de ce? Să știi că eu sunt foarte clasic, așa, ca și zonă de decor și la păr, dacă ai văzut, nu-mi place să mă duc în zona foarte extravagantă. Îmi place ca lucrurile să fie foarte frumoase și foarte echilibrate. Și Crăciunul pentru mine are o însemnătate foarte mare. Am niște amintiri atât de frumoase cu familia mea și cu, știi că din Brașov, da. Și cu brazi înzăpeziți și cu tot felul de ornamente de genul acesta și am zis după acești 2 ani prin care am trecut cu toții și care cred că și-au pus amprenta pe noi în moduri diverse, să ne ducem într-o zonă puțin mai calmă, mai frumoasă, să ne gândim la lucrurile puțin poate nu atât de materiale și am zis că îngerașii reprezintă foarte bine acest lucru. Și după cum bine vezi, am combinat cu roșu. Îngerașe. Da. E adevărat, îngerașe. Și am combinat cu roșu și cu puțin bej. Deci, așa cum ți-am și spus, două culori sunt suficiente pentru a da toată impresia de care avem nevoie pentru Crăciun. Minunat, minunat. Noi ce culori putem să alegem acasă? Ce variante mai avem? Păi cred că, în primul rând, ar trebui să începem de la personalitate. Oamenii, de exemplu, avem o colecție de negru și auriu pentru cei care sunt puțin mai rebeli, care vor să fie diferiți. Deci e ok și negru cu... Atâta timp cât pe unde, suntem... Pe unde mă duce? Păi uite, zona aceasta, de exemplu, de negru și de auriu, care real a fost surprinzătoare pentru Crăciun și pentru mine, pentru că spuneam că sunt mai clasic. Chiar n-am mai văzut. Dar, da, sunt niște culori extrem, extrem de populare în aceste zone. Aceasta este o cutie muzicală, să știi. Mm-hmm.
Deci și care creează foarte modă. Bine. Da, nostalgia asta este din nou la modă. Știi cum e, totul se refolosește, nimic nu se pierde. Da. Apropo, copilul din tine ce amintire are apropo de Crăciun? Păi gândește-te în primul rând așa, mama mea este cofetar, acum mai profesează, dar este cofetar. Deci îți dai seama ce era acasă la noi. Care era, nu știu, dulcele tău preferat de Crăciun? Dulcele meu, da. În continuare este cozonacul, așa? Dar să știi că... Dar nu-l mănânci. Ba da, de Crăciun îl mănânc. Nu, da? De Crăciun îl mănânc. Însă îmi plăcea să fac lapte fierbinte cu cozonac când nu e tăniat. Știi că asta făceam... Așa mă trezeam în dimineața de Crăciun. Sper să nu audă, pentru că gustul ăsta... Deja, ghiții m-am întoi în sec. Da, acesta este gustul copilăriei mele de Crăciun. Ai auzit? Ho, ho, ho! Ca cât casă! Și eu! Ai fi surprins, dar și eu! Ai încercat până acum lapte fierbinte cu cozonac? Și un cozonac anume preferat, cozonac cu mac. Nu știu dacă ai... Da, este foarte bun. Și mama îl face. Mama, îl face în continuare, să știi. Pentru mine îl face în continuare. Bine, că este poftă. Și nouă, exact, și nouă este foarte poftă. Hai să-mi arăți alte minuni pe care ar trebui noi să le avem de Crăciun pentru a ne purta noroc. De exemplu, înțeleg că verde cu alb, la fel, este o combinație verde cu alb, interesantă. Uite, putem să mergem în zona asta. Și verde cu alb, o să vezi că vine în foarte, foarte multe declinări. Adică putem de la, uite, decorațiuni de genul acesta, care sunt foarte, foarte prețioase, așa, dar în același timp sunt foarte ușoare și pot fi puse pe orice fel de bradă. Sunt foarte ușoare. Wow! Da. Adică să-ți faci, practic, să fie, nu știu, bradul verde, da, și da, tu să-l podobești doar cu alb. Exact, sau și cu verde, sau să faci construton, adică să te duci doar cu accente, uite cum are acest auriu. Da? Deci asta spun, contează foarte mult personalitatea. Aha. Și modul în care tu vrei să comunici Crăciunul, de la foarte edgy, negru cu auriu, până la ceva foarte soft, verde cu verde sau verde cu alb, până la varianta clasică, care în continuare cred că este în inimile noastre, și anume roșu cu verde și cu auriu. Come on, e Moș Crăciunul tradițional, așa, pe care l-avem cu toții în mentalul că colectiv. Tu reprezinti regele culorilor și faci niște combinații extraordinare. Vreau chestii inedite. Adică dacă e să aveți musafiri de Crăciun de anul nou, să zică invitații voștri, mamă, ce pradă a avut Anti Gica, de exemplu. Știi? Să rămână lumea așa, fără replică. Una dintre combinațiile cele mai cumva fine, aș spune, sau deosebite, este auriu cu roz. Uite, vezi că deja te schimba la față. Pentru că e și culoarea. Da, și am chiar un brad ținute pentru... Exact, am un brad făcut așa de la cap-coadă. Da, da, este, să știi, chiar în față. Da? Da, da, da. Hai, da. Bine, hai să-l vedem. Și în timpul ăsta poate mai văd dintre ideile tale inedite. Noi am încercat cumva să ne organizăm totul pe zone de culoare, ca să fie foarte simplu. Adică totul este organizat pe tente cromatice, ca fiecare să poată să aleagă în funcție de personalitate și de ceea ce își dorește să facă. Uite să vezi cât de frumos este. Tema recurentă la noi, să știi că sunt aceste îngerașe. Da, tema este cumva păstrată și te poți duce foarte bine în zona de auriu cu roz. Este... Și ursuleț! Și spărgător de nuci, ursuleți, da, și fetițe, și băieței, și candy cane. Bomboanele acelea tari, în formă de bastonaș. Iată câte idei extraordinare. Chiar mă gândeam cum să urmez anul acesta bradul. Știi, pentru că am tot felul de globuri, nu știu, de când eram mică, cum se purta, nu? Da, atunci, dar să știi că le poți integra, le poți integra. Cum? Și uite, o altă chestie pe care poți să o faci este să-ți creezi acest gen de cupole. Păi, pur și simplu găsești o cupolă și înăuntru adaugi toate elementele care ție îți plac. Adică dacă ai un glob preferat, fă-l și mai prețios, adaugă-l într-un aranjament de genul acesta, evidențiază-l, pentru că dacă îl pui doar așa în brad, o să se piardă. Da.
pentru tine un frumos de la Moș Crăciun Ardes.ro. Este foarte frumos. Pentru că ești pasionat de cosmetice. Da. Adică... Și ți-am și spus că am avut norocul să mă introduci în lumea Ardes și știi că sunt în continuare fan uleiurile de masaj de la voi. Da, adică real știi că sunt obsedat de ele. Așa că îți mulțumesc foarte mult. Vreau să mergem acolo alături de zona aceasta frumoasă, în zona frumoasă și să revenim, să mai revenim puțin la culori și să-mi spui puțin apropo de tunsori, ce ne propui tu pentru anul. Să știi că în zona aceasta de tunsoare se poartă foarte mult lungimile medii, adică zona aceasta până la clavicule. Acum, deci chiar aici suntem, în zona bună? Un pic mai lung de aici. Da, un pic mai lung de aici. Adică după vară părul are tendința să fie foarte uscat. Dacă îl facem și cu blonduri, după cum bine știi, cu cât suntem mai blonzi, cu atât părul suferă mai mult și atunci către toamnă avem puțin mai mult timp pentru îngrijirea asta a părului și automat și lungimea cumva medie. Ce aș zice eu este să încercăm să eliminăm, uite, că tot vorbeam de cenușiu. Cenușiul la păr nu funcționează foarte bine pentru toată lumea. Adică este o culoare atât de specifică atunci când vine vorba de păr, încât trebuie să fie o potrivire foarte bună între ten, ochi și culoarea părului. Și de foarte multe ori, din obsesia noastră ca părul să nu aibă tente de portocaliu sau de roșu sau așa, dorim culori foarte reci. Însă ajungem în zona de gri care ne îmbătrânește. Nu arătăm deloc bine. Aș zice mai degrabă să ne focusăm pe zona de bejuri, care sunt o combinație între auriu și cenușiu. Adică le putem avea pe amândouă și strălucire și zona aceasta de naturalețe a culorii. Feliz Navidad! Da, doamnelor și domnilor, foarte frumos acolo, între pitice aia cu căciula până aici eram eu, nu v-ați dat seama, eu eram, că doar Lucy era să meargă Tudor până acolo singur, el împreună cu mami. Mi-am făcut sete, m-am gândit la Crăciun și la bunătăți, beți apă responsabil și după ce beți apă responsabil, ascultați o piesă frumoasă pentru că vom afla exact cum arată Crăciunul Delii cu fotografie în exclusivitate alături de Gina Matache. Și ascultăm cântând. Nu merg cu capul plecat,
încercat, necazul când m-a încercat, mă. Crăciunul în familia Deliei are suflet de copil și nebunie de artist. Stai. Mhm. Mhm. Right. Yes. Absolutely. Mhm. Yes. Right. Oh, okay. Amintiri, povești de iarnă, imagini memorabile. Sărbători de iarnă așa cum nu ai mai văzut azi la exclusiv VIP Crăciun marca Delia. După ce v-ați hotărât, oameni buni, să o lăsați în pace pe Delia, dacă face sau nu copii, poate o să fi lăsat-o, e bine să mergeți cu ea de Crăciun. În rol de crăciuniță este Gina Matache, mama celebrității noastre Delia. Gina, o voce senzațională la rândul ei. Bun venit, Gina! Bine v-am găsit! Chiar mă bucur că... Știi că și anul trecut am fost la voi, tot da? Așa în prag de... Da, tot în prag de sărbători. Da, doamnelor și domnilor, de data aceasta... Aici se află ceva foarte tare. Am intrat în arhiva secretă de amintiri. Prin urmare, eu o să arăt fotografia și tu îmi povestești. Ce avem aici? Acolo suntem noi trei cucuieți, eu, frate și sora. Din păcate am rămas doar eu cu fratele. Așa. Ea ne-a părăsit cam de vreme. În fine, voiam să vedeți cam ce sărăcie, cam ce... Vezi, după cum eram îmbrăcați, după cum eram tunși, abia dacă aveam, vorba aia, cele necesare zilnice. Da. Foarte frumos. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, poate recunoaște... Așa arătau sărbătorile noastre. Ne adunam cu toată sărăcia pe care... Porochița roz este chiar Delia, nu? Da, e un pulovăraș, de fapt. Așa. Da. Și Oana e lângă? Și Oana lângă, sora de care ziceam. Da, așa arătau cam toate sărbătorile noastre. Sărbători? Sărăcăcioase, dar bine, aveam strictul necesar pe masă. Ce an să fie aici? 80? 90? Sfârșitul anilor 80, nu? Da. Da. Păi stai puțin că o avea pe Oana. Oana e născută în 91, deci aici avea... 93 chiar. Da, chiar mai... Și ce înseamnă sărăcăcioase? 95, cred că e aici. 95. Sărăcăcioase, vezi tu, nu aveam nimic din ce e acum la modă. Aveam acolo o gogoașă, o plăcintă făcută în casă, o ciosvârtă de porc adusă de pe la țară, dar important era că eram toți cam la fel. Și ne adunam și eram de la mic la mare să distrau și ăștia printre picioarele mesei pe acolo. Mai furau de pe masă un cozonac, mai furau un pahar de vin. Așa este. 4 ani mai târziu, față de fotografia asta, Delia devenea o celebritate când intra în NND și lucrurile mergeau absolut senzațional. La începutul anilor 4 2000... ani vorbești? Păi dacă deci, e 95, 99, 2000, Delia a explodat. Da, presupun că... Ce schimbare 95. În câțiva ani. Da, da. Avem aici o poză deja când Delia era o celebritate, o vedem împreună cu Luana, nu? Cu Luana Mitran, Ibaca, o știți acum, da? Fotografie, nu știu din ce an este. Nici eu nu știu. Mă rog, eu, asta este doar ce mi-a mai rămas, că și-au luat ele fiecare din albumul ăsta, fiecare ce a avut de luat. Și eu doar cu astea m-am mai trezit. Doamnelor și domnilor, prin urmare, ce au mai rămas mamei după ce au trecut? E, aici mai avem o fotografie foarte frumoasă. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Da, aici este tot undeva după... Se pare că e la ziua celei mici, cred, după tort. Așa pare, așa pare. Da, cred că e la ziua. Care acolo, e de Sfântul Ion? Sorsa, normal. Delia, nu? Da, ea a fost bună. Ea a fost bună, nu?
Deci pe mine... Dragoste mare, adică se vede că o pupă cu foarte mare drag, așa. A avut tot timpul grijă de ea și să știi că i-a rămas bun obicei și astăzi. Are grijă de ea și acum, da? Da. Deși părintele Ioana, Delia, are grijă de ea, dar da, e un copil de mare, toți. Delia. Un fel are de toți, inclusiv de părinți, Delia. Am înțeles. Zi-mi și mie exact cum avea grijă sau dăm un exemplu, cum are grijă. Păi n-avea încotro, pentru că ele au crescut cam fără mine, că eu mă duceam la cântări, mă duceam la serviciu, mă duceam... Deci nu prea eram pe acasă. Cine cântă aici? Eu. Aici erai... Tu ești dragă? Păi da, dragă, da, am crezut da. Că e Delia. Nu. Da? Eu, și aici mi se pare că tot așa de un revelion. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Poză, tot din seria aceea, dar avem foarte mulți oameni în fotografie. Da. Rudele toate erau, deci deși apartamentul este foarte mic, aveam loc toți la masă. Acum, cred că dacă ai un tot palat... Tot acolo stai? Da. Da? Tot acolo stau și nici nu mi-ar conveni să plec de acolo. Câte camere are? Două. Două camere. Două. Deci tu le-ai crescut pe Delia și pe Oana în acel apartament de două camere, da? Da. Foarte frumos, bravo. Câte ce frumos au fost crescute. De zâmbetul râsul inconfundabil al Deliei și acum râde la fel. După ani și ani, cea mică e cochetă aici, e personaj. Se vede. Aici, tu ești aici, în mijloc, nu? Sau unde ești tu? Nu, eu făceam poza. Tu ești cu poza. Sora este cea care... Pe cine pupa sora acolo? Am pe tatăl fetelor, da. Pe tatăl Deliei. Da. Am gândit eu că seamănă. Deci acesta este tatăl Deliei pe care l-ați mai văzut într-o altă ipostază de viață. Aici ce avem? Aici e la observare? Ele au fost de mici în diferite grupuri. Aici era într-un grup de majorete... Undeva pe la Academia Militară, ceva. Bravo. Pe acolo. Cine e în poză? Oana? Sau acolo e Oana, da. Oana era... Ea e cu costumașul ăla. Da. O vedem foarte frumos. Mergem mai departe. Ia să vedem ce avem aici. Aici cine este? Acolo același grup. Și este de la un colind, nu la știu exact Steaua. Dacă la Clubul Steaua sau nu mai țin. Se vede da. Brand-ul. Iar personajele Steaua. De acolo nu le cunosc, nu știu, dar... Acolo e și Oana, da? Da. E și Delia, nu e Delia. Nu, ar fi trebuit să fie, nu știu atunci de ce n-a fost. Spate. Dar poza asta ce vrea să-mi spun? Uite aici. Poza asta are, cum să zic, o mare însemnătate pentru mine, pentru că acele capre, decorul ăla din spate, da? L-am avut și eu. Deci este poza făcută la Ploiești. Eu fiind din Ploiești. Cu cine e poza? Este Delia și are... Și are un pic peste un... Dar cred că făcea chiar 2 ani, că ai născut în februarie. Deci Delia la 2 ani, doamnelor și domnilor, bombă. Dar ce interesant este că acele capre așa? Sunt prezente întotdeauna în Ploiești. Au fost tot până... caprele astea sunt în Ploiești? Tot caprele alea le îmbracă diferit, dar aceleași capre. Voi, și să vezi că urmează sunt... o poză. Caprele. Unde... Tot așa. Mai. O să fie pe undeva pe acolo. Uite aici o avem pe Delia într-o fotografie foarte frumoasă. Asta e tot așa, un Crăciun în familie. O fotografie foarte frumoasă de familie. Vă rog să vă uitați. Deci, Delia, Oana, tu ești asta, da? Se vede. Da. Și soțul tău. Da. Foarte frumos. Da, Delia se vede, deci o fată de familie foarte atașată și drăgăstoasă cu voi pupături. Aici ești tu, da? Da. Fotografie de divă, domnule și domnule, de actriță de ce film. Ce vrei? Așa. Fotograful are un mare merit. Cine e fotograful? Este un prieten de vechi, care era pasionat de fotografie. Chiar era pasionat de fotografie. Aici, Delia și cu Oana te pupă? Da. Ce drăguț! Nu, este doar Oana și cred că unul din vecini. Ăla cu șapcă e vecin, da? Da. Bine, doamnelor și domnilor, Doamna divă. Adică tu. Da. Cred uite, că, vezi că cred deja... Cred că s-au cam uitat băieții după tine când erai tânăr. Da, nu pot să mă plâng. Din punctul ăsta de vedere nu mă plâng. Adică ne dăm seama și pe cine au moștenit fetele. Aici ce avem? Aici deja vezi că s-au schimbat și pozele, nu mai sunt alb-negru. Da. A apărut și moșul în toată regula. Da, și Oana este la un grup pe vremea... Nu știu dacă mai funcționează astăzi, Allegretto. Există, e celebru grup, cred că mai există. Da. Am auzit de ceva vreme de un grup celebru. Da, și era un spectacol, a fost un spectacol foarte mare. Foarte frumos. Aici, Oana? Da,
ea diva noastră. Da, 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 da. Și aici? Și acolo tot, tot ea. Tot ea. Uite, vezi, avem foarte multe fotografii cu ea cântând, dar până la urmă n-am mai... Aveam și cu Delia, dar ele au tot luat din fiecare și a luat... Nu, asta zic, deci Oana cântă în poze, că acum nu mai... Adică s-a lăsat. Deocamdată pentru că stă cu cei mici, dar eu n-aș exclude. Ia uite-o pe Delia, cheia dintr-o da, mie. Da, în da. Ce clasă era aici? Era la grădiniță, Șoimu Patrie. Șoimu Patrie, da, da, bă, da, cravată da. De Șoim, da. Celebrele pampoane. Da, da, excepțional. Da, da. De când te-ai prins că o să fie cântăreață? Păi dacă s-a născut în mediu, ăsta n-avea ce să fie. Absolut. Nici nu eram nici eu pregătită pentru altceva. Asta a fost. Tot ea, împreună cu mami. Da, da, doamnelor și domnilor. Vezi pozele alea vechi de pe... Da. Era alb-negru, nu aveam... Celebra păpușă, recunoașteți păpușa asta? Da, da. Păpușa asta a fost păpușa copilăriei atâtor generații. Da. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, revenim cu Gina, Delia, Oana și alte nostalgii. Da, doamnelor și domnilor, dacă tot e momentul să o vedeți pe Delia, pe Oana, să o vedeți pe Gina, să o vedeți, hai să mai avem câteva fotografii pe care le-am luat separat. Ia să le vedem acum, în afară de surpriza asta frumoasă pe care ne-a făcut-o Gina. Hai să vedem imaginile ca să comenteze că suntem la momentul albumului de familie. Aici... Mezina. Mezina cu bradul, cum se făcea pe vremuri. Bradul ăsta pe care toată lumea l-avea, BTA-la pe care ce o știm, pulit? Globurile, toate astea noi le-am trăit. Astea sunt globurile, ăsta e bradul copilăriei noastre. Le-am avut 15 ani. 15 ani. 15 ani le-am avut. Nu se arunca, se puneau, erau până era la din capăt. Plastic. E, absolut. Bun, mergem mai departe. Iarăși asta e o fotografie pe care am văzut-o și mai devreme. O vedem și pe Delia. Delia. Să lași, dar fericiți. Da, aici ce avem? Nepoțica. Fica Oanei, Jessie, da, da, se schimbă deja decorul. A, e mai pe bogăție. Mai suntem pe... la mall, da. Moșul e și el corespunzător cu cadou în mână. Da. Altă treabă. Da. Aici ești tot tu la cântare. Aite ce sclipici aveai pe tine. Hai să vedem. Dar tot cu roșu am rămas. Asta zic, deci tu pe roșu ești, că-ți stă și bine, e adevărat. Aici? Tot cu... cu Jessie. Avem și un blănos. Ea e născută în ziua de Crăciun. Bravo. Jessie. Bravo, bravo. Ziua de Crăciun. Adică o să aveți un Crăciun foarte frumos. Aici e când cânta Oana, treceți mai departe. Aici e cu moșul când vorba. Da, foarte frumos. Aici este iarăși o imagine surorile, foarte frumoasă cu surorile. Bradul celebru, instalația de pom, dacă o recunoașteți, cu multe beculețe de toate culorile. Da, Delia pare mică în fotografia asta, dar am văzut-o mai devreme, era deja înăltuță, așa. Bine, ea nu e foarte înăltuță nici acum, ea e... nu e înaltă, dar e... Da. Așa, cum Crăciunul din ultima perioadă, când sunteți împreună, ce faceți? Ia uite, aici ești pe Delia, un recital, doamnelor și domnilor, pamponul de rigoare, Șoim al Patriei, nu glumim cu treaba asta. Nu lipsea de la nicio... Da, da, da. Era și recita, și dansa, și absolut totul să învârtea în jurul ei. Ce să zic, Delia în primul rând are grijă de toți. Și la ea ne vedem toți. Bradul ăla, ai văzut cât e... E și casa înaltă. Da, asta zic. Are casa înaltă, poate să facă brad ca în parc. Și pentru fiecare strânge câte ceva. Ea ține minte de toți ce îi place fiecăruia. Ce, da, ce și ne trebuie. Strângem, da. Și ea are cadouri cu dichis, da, adică ție da, la da, da. Să e dea. Foarte atentă, foarte și generoasă. Foarte generoasă. Deci pe noi, cel puțin de câțiva ani încoace, ea ne adună. Dacă înainte erau la mine, acum ne mutăm la ea, că e casa mai mare și putem să ne desfășurăm. Și are grijă de fiecare. Foarte frumos. Doamna învățătoare, uite, vezi, și la școală făceau... Asta deja un pic către după 90, deci 96 trebuie să fie. Da.
Da, doamnelor și domnilor, ia. Și cred că e imaginea cu care trebuie să încheiem această serie. Gina, mulțumim foarte mult pentru că ne-ai oferit aceste imagini. Crăciun fericit și vouă. Doamne ajută. Aveți la toată lumea și tuturor românilor. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Vă urăm să Crăciun fericit. Mâine avem ediție specială pentru 25 de ani de Prima TV și vă dorim să aveți o familie frumoasă și unită, așa cum este familia Ginei, Adeliei, Oanei, a tatălui care atunci când vine este alături de voi. El este în continuare acolo sau a venit aici deja? E... Din păcate a avut probleme de sănătate multe. E mai bine acum? Oarecum. Da, multă sănătate. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem mâine cu alte povești. O zi frumoasă!